Pechi, dar am mai adus eu sosurile alea picante. Dă-ne încoace. Nu de alta, dar să vă povestesc și dumneavoastră, oameni buni. Deci eram la un moment dat prin oraș și ce credeți că s-a întâmplat? A venit la mine un domn și mi-a zis: bă, mă uit la rubrica voastră cu sosurile picante și vreau să spun că... De multe caut să-ți dau două sosuri picante, sigilate, exact cum trebuie, corect, sosuri românești, picante. Serios? Ci că putem să le punem și pe alea pe aici, pe lângă ce avem noi. Haide pe ghidele, pentru că la sosurile picante vine o doamnă care a făcut parte din echipa... Ah, dar trebuie să-mi lași alea, să văd ce scrie pe alea. Că sunt făcute din... Păi nu... Da, de încoace aici. A făcut parte din echipa faimoșilor, a mai bun, Crina Abrudan, războinică, este aici să demonstreze cât de curajoasă e și că este luptătoare, așadar, spune tot sau ia gura foc, avem sosurile picante cu Crina Abrudan! Hei, bună, Crina! Bună, Cătălin! Nici nu știi în ce te-ai băgat, crede-mă! Măi, știi că există niște vorbe de duc la noi. Oricât de pătrată e roata, tot se întoarce. Da. Pământul e rotund, universul, karma și așa mai departe. Păi acum vreo 2 ani ce făceam eu la emisiunea ta? 2-3 ani. Îți aduceam mâncare picantă? Da, exact. De chiar mai ai dreptate. Și tu te chinuiai să mănânci? Ba da, mi-aduc aminte că ai adus odată ceva. Și acum ceva. Mi-a venit rândul? Exact. Hai să luăm un loc. Cozonac, am și cozonac pentru tine, să știi. Da. Dacă nu ții postul, poți să mănânci. Dar fii atent, uite, am găsit aici. Câine rău, sos iute cu roșii și mango. Câine turbat. Și astea sunt sosuri noi. Așa. Acum. Câine rău. Da, mi se pare foarte tare. Și ți-am zis, m-a oprit cineva și mi-a zis: băi, Măruța, vezi că aveți cu sosurile astea, mă, vreau să... Da, hai și să vedem. Și tot câine maidanez. Rău, tot câine rău. Și scrie aici... Mere și brocoli. Ai dezbrăcat sticluța. Hai să vedem, hai să trecem la treabă. Am și cozonac, dacă vrei, draga mea, Crina, după aceea. Deocamdată lucrurile sunt în felul următor. Avem și lapte pe vremuri, nu mai avem și lapte, gata. Avem și lapte. Ideea e în felul următor. Întrebarea o citești în gând, răspunsul dai cu voce tare, orice ar fi, da? Dar deci răspunsul dai... Nu se poate invers să dau răspunsul în gând? Nu. Nu, nu, nu. Te rog frumos să fii pregătită, să fii serioasă și să dăm drumul la treabă. E ușor, începem ușor, după care din ce în ce creștem treptat. Și testăm și primul sos. Ăsta e, ăsta, ia să vedem. Sos turbat cu ardei habanero. Pararam, pararam. Răspund? Da. Da, tu trebuie să dai numele. Trebuie să dau numele, nu contează dacă mai e sau nu mai e. Nu contează tu, dă numele. Remus. Remus? Citim întrebarea sau mănânci iute? Citim întrebarea. Citește. Mănânc la altele mai grele. Cine crezi că este cel mai prefăcut concurent de la Survivor? Am pus. Mulțumesc, dar deci, am citit întrebarea. Da, și răspunsul, înțeles lumea de ce ai dat, da? Da. Perfect, haide să mergem mai departe. Ia să vezi aici. Ia să văd aici. Bă, să vezi cum o să fie. Hai. Păi nu știu ce să răspund. Trebuie să dai două nume. Haide, Crina, haide, Crina! Nu e că nu vreau să dau nume, dar nu știu ce nume să dau. Mă gândesc la... Da, nu știu. Nu e o întrebare grea, și complicată. Dar nu știi? Nu, dar nu. Bine, cred că o lăsăm deocamdată. Aici mergem la altă zicem, întrebare, așa. Ca să-i ținem și pe telespectatorii noștri aici, în fața televizoarelor, prezenți și să încerce să afle imediat răspunsurile. Aici nu poți să zici că nu există. Aici mâncăm iute. Da. Sau citim întrebarea, că suntem curajoși. Stai puțin, dacă citesc întrebarea, trebuie să dau și răspunsul. Nu, boss, băi, Greta. Nu că deci... mi-a explicat Greta, dar eu mă gândeam acum la altceva. Crede-mă, știu, nu, Greta mă explică bine, trebuie să o fac ba și da, eu. Ba da, mi-a explicat, știu. Nu, mă gândeam cum să scap, deci, la asta. Ideea e că dai răspunsul cu voce tare. Așa. Orice ar fi. Rupem întrebarea și lumea nu știe de ce ai spus lucrul ăsta, dacă mănânci iute. Dacă nu mănânci iute, citim întrebarea și lumea înțelege de ce ai zis ce ai zis. Deci, numele pe care îl dă Crina Abrudan este... Un nume? A, nu, trei, doamne! Exact, trei. Mă, dar nu se poate cu unul? Nu, lucrăm la nivel internațional. Hai, hai, Crina, că poți. Dar nu știu. Hai, mă, Crina! Mâncăm iute, nu se știe, bam, 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 bam. Lumea când vine aici, vine pe curaj, adică nu așa...
Nu știu, pe, nu știu ce nume să dau. Pe tu bun. Dai trei nume, lumea nu știe despre ce e vorba și apoi vedem dacă mâncăm iute sau nu. Băi, clar mănânc iute. Dă numele. Băi, în ultima vreme să știi că nu s-a întâmplat. Tu nu contează, nu mai te da de gol, tu dă trei nume care să fie și de acum. Nu știu, nu pot să dau trei nume, pe bune. Păi, dar trebuie să dai, oricum trebuie păi, să dai. Păi, dar nu cred că sunt trei nume. Bine, dar zi unul măcar, trebuie să dai, n-avem cum să facem. Așa e regula, Crina, crede-ne. Adică noi știm că există, tu trebuie să dai. Radu Ciucă. A, mă, dar nu e, mă, doar așa să scapi, mai zine. Nu e. Radu Ciucă, ok, un nume, apoi? Trei. Marinarule, tu de ce râzi? Nu am, n-am de unde să dau. Marinarul mănânc, râde. Mănânc trei de astea, iubi. Nu mănânci, trebuie dar să dai numai așa e regula. Iubirea noastră, Crina, să trebuie să dai în răspunsul. Hai, Crina, hai. Dar nu am de unde să dau trei, că nu... Bine, mai zi un nume. Nu știu, pe bune, jur că nu știu. Crina. Un nume. N-am. Nu am, mănânc picant cât vrei, n-am. Păi da, dar nu e vorba de mâncat picant. Ideea e că trebuie să dai nume și mănânci dar picant, că nu citim întrebarea, de asta nu e. Am de unde. Bine, hai să băi așa atunci, nu știu cum să zic, adică, ce? Lasă-mă, Greta. Deci, nu da, am. Nici nu citim întrebarea, că n-are rost, că dacă tot n-ai, na. Păi dă-mi să mănânc picant. Păi mănâncă, oricum mănânci, da. Dar nu am, pe bune, adică dacă nu se întâmplă, hai, ce mă, vrei Crina, să zic? Lasă-ne, că știm noi cum stau lucrurile, nu-i chiar așa. Ne aduce cu vorba. Nu te duc cu vorba, îți arăt. Îți arăt, nu n-ai știu cum să mi arăți, haide. Perfect, nu citim întrebarea, da? Hai să vedem. Asta e sosul românesc, testat acum, nu iute, a? Eu să știu că mănânc foarte picant. A, deci să trecem și la ale noastre, Greta, internaționalele. Ăla, ăla. Asta? Da. Hai. Păi și eu dacă spun că nu cunosc. Bă, las-o. Băi, nene. Băi, dar pe bune, nu sunt... Nu... Băi, Crina, dar nu are cum adică. Mă personal, mă apucă nervi aici. Pe cine cunosc personal din categoria asta? Tu, da, aici tu spui aici. Păi, dacă nu le cunosc personal, de unde să ți le personal, spun? Dar ce știi, adică ce asta? Păi nu știu. Jur că nu știu. Lumea nu știe ce te-am întrebat. Tu știu că nu spui. Știe lumea ce m-a întrebat. De zi. Există, nu există, știi, nu știi? Nu știu, adică nu... Băi, Crina, băi... Bine, ce să zic acum, na? Păi nu cunosc... Ne-ai stricat rubrica? Nu, na, nu ți-am stricat rubrica, dar nu cunosc personal persoane din categoria ia, ca ia, să pe asta, aici ce zici? Nici aici nu cunoști. Marinarule, am niște nervi pe tine. M-auzi, Marinarule? Da, da. Am niște nervi pe tine. De ce? Pentru că stai acolo și râzi. Și ce stă becul ăla în cap, pare și iluminat, așa. Hai, că la asta încep. Zi. Denis Rifai. Citim sau mănânci iute? Mănânc. Hai să citim acum, dacă... Nu, mănânc pe... Hai, vei Crina, acum hai să citim. Acum regulile. Păi nu schimbăm, putem să și citim, nu? Păi zic care tu e decizi regula. Păi tu nu, decizi, dacă mănânc vrei. Denis Rifai? Da. Denis Rifai. De să o rupem. Denis Rifai, iată Denis Rifai aici. Stai că nu e încă. Stai că nu e. Așa, acum da. Acum e. Ia să vedem. Bună, Denis. Bună, Denis. Denis Rifai, iată. Nu există. Ai mâncat iute. Aici nu avem nimic? Nu, păi nu am ce să spun. Pe bune, îmi pui niște întrebări pe niște chestii pe care nu le-am trăit sau nu le știu sau nu. Pe ce tu... Înainte de căsătorie n-ai fost tu cu nimeni? Păi nu, tu spui, nimeni nu a aflat. Spune păi, numele unui bărbat. Păi da, ce știa lumea? Acum câți ani, acum, câți ani te-ai căsătorit? 5 ani, 6 ani. Păi dar stăm împreună de 15 ani. Păi de asta, adică acum 20 de ani n-ai avut și tu un iubit înainte? Păi întrebarea este un bărbat din showbiz cu care ai avut da, o aventură înainte de căsătorie, dar nimeni nu am aflat. Da, adică clar. Nimeni nu a aflat. Deci nu, a? Păi dacă n-am avut ce să spun. Bine, perfect. Nu de asta zic, adică era o întrebare decentă, adică n-avea treabă cu viața, cu căsătoria, cu păi tot. Păi știu că nu avea, nu e vorba de asta, dar dacă nu a fost... Ia să vezi. Știu că n-avem telefonul telespectatorului, poate au telespectatorii, nu știu, niște întrebări pentru Crina, că trebuia să pregătim astăzi mai multe. Păi trebuia da, să pregătești 100 de întrebări păi ca da, să... Da. 100 de întrebări.
Arogant? Da, tu trebuie să zici. Imatur. Așa. Și... nu știu. Mănânc, citești sau citim? Nu, citim, întrebarea. Citești. Pot să spun că vis-a-vis de acest personaj, eu m-am lovit de remarci făcute din aroganță, lipsă de bun simț, imaturitate, că toate lucrurile astea negative probabil vin dintr-o imaturitate. Mihai Zmărândescu. Deci descrie-l în trei cuvinte pe Mihai Zmărândescu, atât. Da, arogant, imatur, lipsit de educație. Ok, mergem mai departe. N-ai mâncat? Eu te-am citit întrebarea. Lumea afla de ce ai zis lucrurile astea. Asta a zis că nu e. Asta păi uite, nu. Nu, poți să citești întrebarea. Asta nu. Da. Ce să zic acum? Ia vine-mă marinarule tu, îmi place să-ți dăm niște soți. Uite, poate păi hai să spun, tu. Uite, mai... ia, stai un pic să vezi. Nu spun întrebarea. Ia okay. Vine-mă marinarul repede, ia. E o întrebare legată de soții de fotbaliști. Stai un pic. Și eu ți-am spus că nu cunosc personal. Deci nu pot să spun. Ia, dă tu răspunsul aici sau mănânciute. Mănânc iute? Păi dă numele întâi. Să dau numele? Da. Păi ca să dai numele trebuie dar nu să și zic, cunoști dacă personal. Ce? Dacă vine după emisiune. Zi mă numele, ești sau nu ești? Marinar. Ana Maria? Care? Rodan? Asta ai zis tu? Da. Da, mănânciute sau citim întrebarea? Păi da, dar uite, eu nu cunosc personal ca să pot să spun mănânc iute. Lucruri despre... Mănânciute? Da. Pentru că și tu ții post, să știi că da, am și pentru tine. Iute. Poftim, mănânciute, da. Dar pentru că și tu ții post, marinarule, respectăm acest lucru și pot da, să rup. Spun puțin iute. Iată, pe această... Ia, dăm să citesc și eu, că poate am și eu ceva de zis. Acum... ia, stai să vezi, stai, Ciucă, imediat. Îți trimit întrebările? Te rezolvăși pe tine? Deci, nu, ia. Că nu le știu. Hai, marinarule. Perfect. Arată că ești curajos. Bravo. Deci aici e corect, da? Ai răspuns. De ce l-a răspuns? Ai văzut? Bine. Hai că-ți răspund și la asta și mănânc picant. A, păi vezi mă că până la urmă e ceva, păi, adică... după aia mă întâlnesc cu tine pe până la vecinătate și după aia... Ia, fii atent, hai că aici e întrebarea tare, Ciucă. Ia. Marinarul, rămâi aici un pic, ia să vezi ce... E iute sau nu e iute? Nu e iute. Nu e iute. Cred că alea românești nu sunt așa. Păi nu, că i-am dat de la străinez. Trebuia să, dacă mă gândeam, îți aduceam eu niște sosuri din Mexic, alea sunt iute. Da, rău. Trebuie să mai facem provizii de sosuri. Zi, pun și asta, gata. Zi, stai tu românesc. Gianina Ilieș. Mam. Și Diana Bart. Gianina Ilieș, Diana Bart. Să citim întrebarea. Păi am zis că mănânc picant. Vezi că există, deci există, mă. Gianina Ilieș și... Diana Bart. Și mai aveam o întrebare. Așa. Dar care era... aici zici păi... că nu, a? Da, nu pot să dau. Păi nu poți, dar nu înseamnă că nu există. Băi, pe cuvântul meu că nu există în ultimii ani, nu știu, nu... Șt, Rina. Ești o femeie superbă. Iată, aici e Gianina Ilieș și, bineînțeles, am și cozonac. Diana, vrei care cozonac? Vrei și prieten? Nu, nu vreau cozonac. Așa. Altceva. Dar mai am întrebări suplimentare, că nu mai răspund. Nu mai am întrebări suplimentare, mai aveam de la telespectator, dar zi. Nu mai am. Păi nu mai am. Ce să mai am? Da. Na, aici telespectatorii nu pun întrebări. Ia uite, întreabă cineva cine crede că va câștiga Survivor. Da. Trebuie să le căutăm, să le... știi? Da. Mulțumim mult de tot că ai venit pe la noi. Nu vrei cozonac? Nu vreau cozonac. Hai mă, sigur? Sigur. 100%? 100%. Păcat. Îți mulțumim mult de tot. Ai grijă, poate vii, a venit Zmărândescu în țară. Am auzit. Na, eu doar am vrut să zic, poate vii odată cu el. Vorbim. Serios? Știi cum e? Să vă spuneți lucruri și... sau poate el să-și ceară scuze. Mă, sau cine știe. Nimic împotrivă, putem vorbi despre lucrul ăsta, dar... vedem noi. Da. Crina e superbă, să știi. Mulțumesc. Îmi place Crina, sportivă, și cred că astăzi asta a fost masa principală a Crinei. Este? N-am mâncat până acum. Nu? Dar văd ce mai mănânc după ce mi-ai dat aici. Așteptăm sosuri de la tine. Văd că duc mâncare picantă, duc la greu. Perfect, te așteptăm.